Mega Stop. În după amiaza zilei de sâmbătă 23 aprilie, stadionul din Zavoiul Vâlcean a fost rezervat atletismului odată cu derularea memorialului Octavian și Viorica Enescu. Întrecerea ajunsă în acest an la cea de-a noua ediție. Este în același timp prima ediție în care a fost omagiată și fosta antrenoare a valoroasei Ionela Târlea. Viorica Enescu, părăsind această lume anul trecut, în aceste condiții, principalul organizator a fost fiica celor doi valoroși antrenori vâlceni plecați la stele. Alina Enescu s-a bucurat de un real sprijin atât din partea Federației Române de Atletism, cât și a tuturor instituțiilor locale vâlcene abilitate la astfel de evenimente sportive. Peste 170 de atleți au venit din toate colțurile țării la această întrecere, mai puțini decât la precedentele ediții, dar motivele au fost bine întemeiate. Da, într-adevăr, din păcate anul acesta mai puțin ca de obicei, datorită faptului că s-a ținut mai devreme și încercăm de la anul să o mutăm spre sfârșitul lunii mai, să ne vină și atleții de mare valoare, care în perioada aceasta sunt în pregătire pentru Jocurile Olimpice, e mai complicat să vină în luna aprilie, li se dă tot planul de pregătire peste cap. La anul e a 10-a ediție, să sperăm la mai mulți bani, la mai mulți sportivi și la sfârșitul lunii martie. Atât fetele cât și băieții au avut în program câte 7 probe la alergare. 50, 80, 100, 150, 200, 800, respectiv 3000 de metri plat, 400 de metri garduri, precum și săritura în lungime. A fost un parcurs pozitiv pentru sportivii vâlceni care au obținut numeroase clasări pe podium. Cea mai titrată atletă vâlceană, Ana Maria Roșianu, legitimată acum la CSM Craiova, s-a impus în proba de 100 de metri plat, secundată de Roxana Elena Popescu de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân Râmnicu-Vâlcea, Alexia Maria Chiriță, Raisa Diaconescu, Maria Alina Preoteasa, Alexandra Mihaela Pufu, Vlad Ioniță, Eduard Costin Zaharia, Mihaela Șimoiu, Ștefania Medea Moșulete, Iosefina Albu, Nicolae Daniel Martalogu sau Ioana Băiașu sunt doar o parte dintre premianții vâlceni ai regalului atletic derulat pe stadionul din Zavoi. Păi, e prima oară și sunt foarte fericită. Cât mult muncești după zi? Păi, am 3 antrenamente pe săptămână și încerc să dau tot ce pot. O să ajungi să câștigi și medalii europene, vrei? Să sperăm, vreau. Calci pe un meu Nelei Târlea? Aș vrea. Este o atletă, să spun așa, puțin, adică începătoare, practică atletismul de anul trecut. Avem un an de zile, lucrează deocamdată la 3-4 antrenamente săptămânal. Deci este o atletă cu multe calități, a mai participat și la campionatele naționale de sală. A venit în primele 8 la proba de 80 de metri și în proba de 200 de metri. Și acum mă bucur foarte mult că la acest memorial, pe locul 1 la 80 de metri plat, urmează și în proba de 300 de metri plat. E copilă 1, are viitorul înainte, să sperăm că va ajunge o atletă bună, zicem noi, și cu performanțe foarte, foarte bune. Va mai scoate Vâlcea vreo Ionela Târlea în perioada următoare? Noi sperăm, pentru că avem și noi la Clubul Chimia, deci avem în afară de băiașul Ioana, mai avem o atletă care e copilă 2, se numește Mușulete de ea, a câștigat la zona de copii 1 locurile 1, iar la finala de copii 1 de la București a obținut locurile 1 la lungime, a sărit 4.82, iar la proba de viteză s-a clasat pe locul 2. Sperăm din tot sufletul ca să continue, în primul rând, trebuie să continue atletismul, pentru că au mult timp de acum să-și taleze performanțele și să ajungă la nivelul Ionelei Târlea. Și vedeți noastră că deja suntem în anul olimpic, la ora actuală, avem la atletici cel puțin 16 sportivi clasificați, din cât am vorbit cu Federația Română
săptămână de atletism, chiar vineri am avut adunarea generală. Suntem federația cu cei mai mulți sportivi calificați la Olimpiadă, deci 16 sportivi, iar dacă să sperăm că evenimentul neplăcut care s-a întâmplat la campionatele mondiale cu acea sportivă, să sperăm că se rezolvă, vom avea 20 și ștafeta, deci de 4x100 fete. Deci iată că se muncește și sperăm din tot sufletul să avem rezultate din ce în ce mai bune la următoarele competiții. Vă mulțumesc! Atletismul, de fapt, stă la baza tuturor sporturilor. În orice sport practicat este nevoie de pregătire fizică, ceea ce înseamnă atletism. Într-adevăr, sunt copii foarte mulți. Așteptăm anul viitor să fie un număr mai mare, având în vedere că deja anul acesta am adus cronometrajul electronic. Ne-au cerut, federația a ajutat și ajutăm pe orice asociație județeană, club din țară care vor să organizeze concursuri cronometrate. Asta în ideea în care nu se interferează cu concursurile pe care le organizează Federația Română de Atletism. Ne ajutăm cu tot ce se poate pentru a susține un asemenea concurs. Important este că la Vâlcea se dorește ca în viitorul nu prea îndepărtat să apară o nouă campioană europeană și mondială, titluri pe care și le-a trecut în palmares horezeanca Ionela Târlea, fosta elevă a regretatei Viorica Enescu. Șansele sunt foarte mari. Problema este că foarte mulți copii care promit încă sunt mici și din păcate mulți se pierd pe parcurs. Internetul și jocurile pe calculator sunt mai tentante decât munca. Soția Enescu ar fi mândri de această competiție? Sper că tata a fost mândru de mine și de mama atâția ani și acum și mama de acolo de sus, că tot ne-au anunțat cu ploaie și cu furtuni, ne-a ajutat cu vremea bună, sper să fie mândri. Anul ăsta am reușit să aduc cronometrajul electronic, să aduc un prag competițional la săritura lungime. Sper că la anul să reușesc să schimb și sectorul de înălțime, să fac probe de aruncări, curând să reușesc să decupez cercul de diși de aruncarea greutății. Să sperăm de la an la an mai bine, cu mai mulți sportivi, cu rezultate mai bune. Gata! Hai, iar voi intri pe aici și facem un acolo iar, da? Dai de aici și tot așa.